Nico, ne-ai adus într-unul dintre poate cele mai frumoase locuri din Parcul Național Semenicheile Carașului, Belvedere, o priveliște superbă, din care vedem o parte din Parcul Național. Și te-aș ruga să ne povestești puțin despre parc. Ce suprafață are, câte comunități se găsesc în el și alte elemente. Te rog. Parcul Național Semenicheile Carașului are o suprafață de 36.051 de hectare. Este poziționat în centrul județului Caraș-Severin, la sud de municipiul Reșița. El este unul dintre cele 13 parcuri naționale din România, iar ca și suprafață este al cincelea. În cadrul parcului avem 10 rezervații naturale și o rezervație științifică, peștera răsuflătoare. Dar totodată se mai suprapun și două situri Natura 2000, Roșcii, Semenicheile Carașului și Rospa, Munții Semenic. E bine de știut și de precizat că, în general, în România și nu numai, în cadrul unui parc național pot apărea și apar alte tipuri de arii protejate. În cazul nostru avem undeva la 15 arii protejate, toate la un loc, toate suprapuse. Avem cele 10 rezervații naturale, avem rezervația științifică, rezervațiile naturale care sunt cuprinse de la categoria 1 la categoria 4. Ce are special acest parc național? Păi, cred că diferența pe care o poate face, nu știu, față de alte parcuri sau el ca și unicitate sau... este rezervația naturală Izvoarele Nerei, care începând cu anul 2017 a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca și componentă. Uh-huh. Eu zic că, da, asta este cel mai important lucru, cel mai important aspect pe care îl avem în cadrul parcului, fiindcă este cea mai mare suprafață de pădure compactă virgină din Europa. Adică la un loc 4667 de hectare. Pădure dominată de fag. Sigur că da, sigur că da. Fagul care reprezintă 80% din păduri. Hai să luăm de la început. Ponderea majoritară a pădurilor din parc este dominată de, sau este deținută de foioase. Da. Pădurile reprezintă 87% din suprafața parcului. Iar 80% din suprafață este acoperită cu păduri de fag. Ok. Ceea ce avem și pe insigna... pe sigla parcului. Da. Pentru că aici, în jur, uitându-ne, stânga-dreapta, predomină moșdreanu, liliacul și scumpia. Sunt trei specii pe care le găsești în această asociere foarte rară în țară, dar destul de des aici, în Parcul Național Semenicheile Carașului. Da, sigur. Iar din cele 10 rezervații naturale, astăzi ne aflăm în rezervația Cheile Carașului. Uh-huh. Chiar aici suntem deasupra de chei. Vedem meandrele formate de a lungul timpului de către Caraș. Suntem chiar deasupra de sectorul de chei sălbatice. Uh-huh. Cheile Carașului sunt unele dintre cele mai lungi chei din România. Ce lungime? Ele au o lungime de 19 km. Pot fi parcurse la pas pe un traseu turistic Triunghi Albastru, care pleacă de la Carașova până în Poiana Prolas. În Poiana Prolas se traversează de pe brațul stâng, pe brațul drept și se iasă pe platou Iabalcea și uh-huh. continuă până la peștera Comarnic. Aproximativ parcurgem undeva la 5 km din chei. După care începe sectorul ăsta sălbatic, care are o lungime de 4,5 km, unde clar nu poți să mergi decât prin apă, dacă uh-huh. vrei. În rest nu este potecă, de asta s-a și deviat. Iar cheile superioare se mai pot parcurge pe traseu turistic Banda Albastră, care vine de la Reșița, Valea Sodol, culmea Certez, peștera Comarnic și continuă spre Mărghitaș, lacul Mărghitaș și lacul Buhui. Ce alte trasee turistice reprezentative găsim în parc? Pe suprafața parcului avem un total de 9 trasee turistice, care însumează o lungime totală de 130 de km. Wow. Da, este ceva. Fiecare este marcat cu semnul specific. Semne specifice, diferite, culori diferite.
Totodată, pe raza parcului avem și 9 comunități locale. Hai să ajungem până la comunități. Din aceste trasee turistice le putem practica și cu bicicleta? O parte din ele? O parte, da, dar eu aș zice că mai bine sau de preferat ar fi să le facem pe jos. Pe jos. Pentru bicicletă avem un traseu cicloturistic. Toate aceste detalii se pot găsi și pe site-ul nostru oficial al parcului, pe www.pnscc.ro, și acolo sunt detaliate și tracurile, se pot descărca și o hartă. Deci le putem descărca inclusiv pe telefon. Sigur că da. Super sigur tare. Că da, sigur că da. Comunități? Câte sunt? Da, comunități avem 9 UAT-uri care se suprapun parțial. Cea mai mare pondere o are UAT Carașova, care este și, adică suntem acum în UAT Carașova, care are o suprafață totală de 14.000, iar vreo 10.000 de hectare sunt în Parcul Național Semenicheile Carașului. 70% din UAT se regăsește în parc. Bineînțeles, nu este localitatea în sine, doar suprafața. Pajiști, livezi ale oamenilor, avem foarte multe sălașe. Sălașe înseamnă gospodării, unde oamenii își cresc animalele. Deci atât că încă se mai practică aceste activități tradiționale în Parcul Național. Sigur, nu mai sunt, eu știu, active toate, dar mai sunt. Iar în momentul de față, doar oi, vaci mai puțin. Turiștii cât sunt anual, în medie, cam de pe unde vin? Păi, sunt... Cel puțin în ultima perioadă am început să creștem mai mult în ochii turiștilor, a vizitatorilor. Vin din toate părțile țării, majoritatea, ce să spun, în ultima perioadă au venit Timișoara, Tulcea, Constanța, Iași, Sibiu, cam peste tot, din toate părțile. Iar avem și vizitatori străini, cum ar fi vecinii noștri sârbi, care sunt la un pas de noi, la nici 80 de kilometri, bineînțeles, până la, zic așa, un oraș mai cunoscut, Vârșeț. Cam 80 de kilometri ar fi între Vârșeț și Parcul Național Semenicheile Carașului. Dar avem turiști și din Germania, de exemplu, pentru luna septembrie așteptăm un grup din Finlanda, care deja și-au anunțat prezența. Spune puțin, te rog, de turiștii mai tineri, cei care vin cu precădere din școlile, din comunitățile din parc. Cum găsesc ei parcul? Ce le place în parc? Da, să știți că în ultima perioadă chiar am abordat foarte serios acest aspect, conștientizarea. Am mers foarte mult în școli pentru că, nu știu, majoritatea le spun generația X sau nu știu cum... Generația în care trebuie să investim, da, cunoaștere, exact, și pe care să o apropiem mai mult de pădure. Da, iar noi aceste activități le-am început să le derulăm în școli sau de la preșcolari, încă de la grădinițe. Pentru că ei trebuie să știe tezaurul ăsta pe care îl avem noi, tezaurul ăsta natural, de care trebuie să avem grijă practic. Că la rândul nostru trebuie să lăsăm moștenire și celorlalte generații, că și ei trebuie să moștenească și să aibă grijă și așa mai departe. Dar până acolo trebuie să știm cum să ne comportăm. De ce este importantă natura? Care este rolul naturii în viața noastră? Rolul apei? Pentru că o mare parte și din râuri izvorăsc și din Parcul Național. Din râurile importante din Caraș Severin. Și aici vine o întrebare firească. Ce ar trebui și ce nu ar trebui să facă un turist în Parcul Național? Noi, la intrările principale în Parcul Național, avem panouri informative. Acolo avem câteva reguli. Totodată, dacă accesează site-ul nostru oficial, o să găsească reguli de vizitare, recomandări, ce ar trebui să facă și, practic, ar trebui să bucure de natură, de ceea ce ne oferă natura și să... intervenția noastră să fie cât mai mică, minimă în natură. Adică n-aș vrea să lase deșeuri, să vină și să-și umple, nu știu, sufletul cu...
Și plămânii cu aer curat. Și plămânii cu aer să nu distrugă, deci să se bucure de ceea ce este. Deci o primă recomandare ar fi ca înainte de a veni în parc să viziteze site-ul, da, secțiunea cu recomandări și indicații pentru un comportament civilizat și de ce nu să învețe și de ce nu, mai mult de atât, să vadă care sunt principalele obiective de vizitat. Și cam ne-am întors puțin la obiective. Aici suntem în acest minunat punct de belvedere, dar știu că aveți și o peșteră minunată, peștera Comarnic. Peștera Comarnic este unul dintre principalele obiective ale parcului, unde ne calcă pragul foarte mulți vizitatori. Este a doua ca și mărime din Parcul Național, pentru că Parcul Național, din punct de vedere geomorfologic, se suprapune pe două unități montane distincte. Munții Semenic, care sunt pe roci metamorfice. Acolo. Da. Acolo este vârful Semenic. Vedem și vârful Semenic. Și Munții Aninei, unde ne aflăm noi, care sunt suprapuși pe roci sedimentare, respectiv calcare, unde s-au și format foarte multe peșteri și avene. În total avem în jur de 800 de peșteri și avene. Wow. 530 de peșteri și diferența sunt avene. Este locul din țară cu cea mai mare concentrație de peșteri, cumva? Dacă nu e cel, e unul dintre cele. Este unul dintre, că și în Apuseni este o zonă foarte... Este o zonă karstică mare cu foarte multe peșteri. Dar este cel mai mare sinclinar de karst din România, care pleacă de la Reșița, Doman, și continuă peste cheile Carașului, cheile Nerei și se duce până la cazanele Dunării. Wow. Da. Dar ca să înțeleagă și ascultătorii, diferența dintre peșteră și avene. În peșteră sunt ambele cavități naturale. Doar că în peșteră se intră pe plan orizontal, da, iar în aven pe plan vertical. Cea mai mare peșteră din Parcul Național Semenic este peștera Buhui, care este totodată și rezervație naturală, cu o lungime de 6545 de metri. Iar cel mai adânc aven din Parcul Național Semenic are o denivelare de 242 de metri. Există și vreunul care se vizitează? Nu. Pentru că trebuie să deții câteva cursuri de TSA, de cățărare, acolo se coboare. Cel mai adânc puț are undeva la 70 și ceva de metri, wow, 79 de metri. Deci în picaj, după care mai cobori pe orizontal, iar cobori în jos. Dar nu, acolo necesită un antrenament și o condiție. Dar peșterile sunt mai abordabile. Da. Iar după peștera Bui este peștera Comarnic, care are o lungime de 6203 metri și evident este cea mai frumoasă peșteră din Banat. Și cât din acești metri sunt vizitabili? Din cei 6203 metri, vizitabili sunt în jur de 1700 de metri. Destul de mult. Este unul dintre cele mai aproape 2 km. Trasee vizitabile din țară, da. Ce ne poți spune, te rog, la nivel de floră lemnoasă? Pentru că știu că aveți aici un exemplar minunat de secvoia. Ce ne poți spune despre el? Da, în urmă cu 200 de ani, cât are și el în momentul de față, estimăm între 150-200. Într-adevăr, la Nave Sumare avem un exemplar de secvoia gigantea, secvoia dendron, științific cum se numește, un exemplar care cu siguranță a fost plantat de către Imperiul Austro-Ungar. La vremea respectivă, pădurile din zona aceasta era gestionată de către o companie cu capital austriaco-francez-elvețian, Steg se numea, și probabil că ei au și plantat acest exemplar. În prezent, el este sănătos, dezvoltat, are o înălțime de vreo 45 de metri și o circumferință de 5,70 metri. Deci, adică e nevoie de vreo 4-5 oameni ca să-l cuprindă. Exact. Da, și în continuare, este cel mai mare exemplar. Cel mai mare exemplar de secvoia din România, da, așa din știu România. Și eu. Și abia aștept să-l văd. Da, păi o să mergem, o să ajungem și la el. Mai sunt câteva exemplare în județul Caraș-Severin. Și la cel de la Herculane cred că se apropie ca și dimensiune. Mai avem și în cheile Nerei câteva exemplare, în munții Docnecei. Da, deci sunt. Și bineînțeles în România. Spune-mi, te rog, ce leagă pe
inginerul Nicolae Ifcă de Parcul Național Semenic Cheile Carașului. De unde atâta pasiune pentru a investi zilnic timp, în plus față de cel din program, ca să zic așa, în acest parc? Ce îți place și ce te leagă de acest parc? În primul rând, fac parte din parc. Deci un om al locului. Un om al locului, da. Eu sunt original din Iabalcea, localitatea aparținătoare comunei Carașova. Putem face aici o acoladă, o paranteză, să menționăm că aici găsim cea mai mare comunitate de croați din România. Sigur că da, aici, da. Și datăm de câteva sute de ani, pentru că Carașova, prima datare este 1299, iar oficial 1333. Iar Iabalcea, satul meu natal, satul copilăriei, care și în prezent stau în ele, datează din anul 1562-1564. Poate că locurile astea, bineînțeles, am fost plecat și, de exemplu, 4 ani mi-am terminat liceul la Caransebeș, mi-am urmat studiile silvice în continuare la școala tehnică Timișoara Pădurea Verde, după care am continuat facultatea de silvicultură. Și acât că am fost plecat undeva la 11 ani de aici, din locurile, dar m-am reîntors și așa a fost să fie, să mă găsesc locul de muncă la Parcul Național. Am început ca și ranger în anul 2010 și până în prezent. Ulterior, am 2016-2017 am fost pentru un an de zile șeful pazei, iar din 2017 ocup funcția de director. Deci ai preluat asumarea de management a acestui parc. Care este locul tău preferat din parc? Păi ăsta este locul meu preferat. Aici veneam de copil mic, bineînțeles era mai închis și tot timpul veneam aici și meditam. Stăteam, nu știu, mi s-a părut cel mai... Dacă ai nevoie să te încarci cu, nu știu, cu energie pozitivă, vii și stai în locul ăsta. Și, da, iată că ulterior am decis să facem un punct de belvedere. Uh-huh. În prezent se numește belvedere Groapa Iepii. De ce îi spun eu așa? Pentru că în partea din spate avem un aven, Groapa Iepii. Groapa Iepii, pentru oamenii în trecut, aruncau o cai. Dacă mureau, aruncau un aven. Uh-huh. Nu știau. După un proiect de colmatare, de curățare a tuturor peșterilor, majoritatea avenelor s-au închis cu grilaje sau, dacă a avut o dimensiune mare, s-a împrejmuit. Uh-huh. Și de aici și denumirea de belvedere dealul Groapa Iepii. O dublă denumire, dar splendoarea este dată de acest punct din care vezi bună parte din parc. Nicu, mulțumesc mult pentru introducere și hai să mergem împreună în parc să le arătăm și celor care ne urmăresc splendorile sau bijuteriile din Parcul Național Semenic Cheile Carașului. Nicu, ne aflăm lângă cel mai mare arbore de secvoia din România, o specie originară din vestul Americii de Nord, un exemplar care probabil a fost plantat acum 150-200 de ani. Mai sunt și alte exemplare de secvoia în județul Caraș-Severin? Da, ăsta este cel mai mare exemplar, cred că din România cu siguranță, care are o înălțime de 45 de metri și circumferința de 5,70 metri. În județul Caraș-Severin mai avem câteva exemplare și în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, câteva exemplare. Mai avem în zona Docnecea, Munții Docnecei, la fel câteva exemplare și cu siguranță în România mai sunt. Cred că și prin Oradea, Cluj, ceva. Da, zona Oradea, Băile Herculane aici aproape de noi. Da, avem un exemplar care se apropie de dimensiunile acesteia la Băile Herculane, doar că nu e așa elagat. Uh-huh. Spuneai de înălțime de 45 de metri. Dacă considerăm că o cameră ar avea 3 metri înălțime, deci ar fi un bloc cu 12 etaje, poate chiar mai mare comparativ. Sigur. Ceea ce o să vedem și din dronă în cele ce urmează. Circumferința cât este de mare? Circumferința 5,70 metri, aproximativ 1,80 metri
1,82 m în diametru. Adică 4-5 oameni, da. E nevoie de 4-5 oameni ca să îl cuprindă. Da. Spune-mi, te rog, ce spun turiștii când ajung la asemenea obiectiv turistic, da, unicat? Toți rămân impresionați de dimensiunea lui și nu vezi oriunde. Oricând, așa, exemplar. Ținând cont că în America el se duce până la 100 de metri înălțime, peste 30 de metri circumferință. Da, ajunge undeva la 10 metri în diametru, adică. Da. Și apropo de patria lui de origine, din ce am citit, sunt undeva la vreo 14.000 de hectare, suprafețe compacte, și de obicei crește la altitudini cuprinse între 1.400 și 2.300 de metri. Noi aici avem aproape 600, nu? 600 de metri, da. Și, cum v-am spus, în condiții naturale, fără să îl îngrijim, el s-a dezvoltat. Cu siguranță, cred că în perioada Imperiului Austro-Ungar a fost adus. Înainte, pădurile erau administrate de o companie, Steg, așa se numea, care avea un capital austriaco-francez și elvețian. Erau mai mulți acționari. A fost unul din valurile de aducere a speciilor din America de Nord și Asia și la noi în țară, plantate în scop ornamental, da. Mă rog, unele specii folosite și pentru creare de păduri, cum e salcâmul, spre exemplu. Dar segvoia la noi în țară doar în scop ornamental. Deși poate n-ar fi rău să ne orientăm și în scop forester către această specie, pentru că e specie repede crescătoare, în tinerețe cel puțin, doar că are o problemă. Și anume, semințele care se află aici între solzii conurilor au un procent foarte scăzut de germinație, 5%. Adică din 100 doar 5 germinează și îmi dau naștere puieților care la 150-200 de ani distanță arată de așa manieră. Cred că în momentul de față se pot achiziționa, sunt pepiniere, nu știu exact să vă spun, dar sunt, din ce am aflat în țară, de unde pot să achiziționez. Turiștii se bucură de acest exemplar. E un pic distanță până să ajungi la el. O oră de mers pe jos de la peștera Comarnic. Da, sigur. Într-un da. Traseu foarte frumos. Fost drum, nu? Da, fost drum și actual drum județean, că încă este drum județean. Care leagă Reșița de... Da, asta a fost primul drum de legătură care a legat Reșița de Anina. DN58 actual, care trece pe la Carașova, s-a început lucrările la acel drum din anii 70 și cam 4 ani a durat până s-a realizat. Și tot aici, în lungul acestui drum, am văzut și terasamentul unei foste căi ferate, nu? Da, tot așa o cale ferată forestiere, CFF, cu ecartament îngust de 70 de centimetri, cred că. Adică distanța între roți. Da, între linie, da. Între șâne. Iar era folosit în scop forestier, adică să transporta lemnul la Reșița, la uzină. Și tot cu vagonețe mici se transportau și mangan, că erau boxe de mangan, se făcea mangan, care tot era folosit în industrie. Revenind la acest arbore, turiști străini ajung la el, îl caută? Sigur că da. Acum foarte, foarte mulți nu. Probabil că ar trebui mai mult mediatizat, dar sunt destui turiști care vor să vină. Nu pot să spun că sunt mii sau zeci de mii care vin, dar... Deși poate n-ar fi rău, pentru că, încă o dată zic, este un exemplar unicat. E cel mai mare arbore de secvoia din România, sau arbore mamut, cum mi se mai spune, științific, secvoia Dendron Giganteum, denumirea recentă. Bun, mulțumesc frumos! Hai să vedem și alte obiective! Nicu, ne aflăm în peștera Comarnic, una dintre cele mai frumoase și un obiectiv turistic demn de vizitat. Ce ne poți spune, te rog, despre această peșteră? Ce are particular? Pe lângă faptul că este și un obiectiv turistic, da, cu unul dintre cele mai lungi trasee vizitabile din țară, aproximativ 1,750 km, ea este totodată și rezervație naturală. Face parte din cele 10 rezervații naturale care sunt incluse în Parcul Național Semenicheile Carașului. Ce pot să vă spun despre această peșteră este faptul că această peșteră nu este amenajată, este o peșteră naturală, cum a format-o natura, săli mai mici, mai mari, cu foarte multe formațiuni de tip stalactită, stalagmită, coloane. Ea este structurată pe 3 nivele,
nivelul fosil, unde este și traseul vizitabil, uh-huh, unde întâlnim formațiuni și formațiuni fosilizate. De exemplu, de-a lungul traseului întâlnim niște scoici care sunt fosilizate, pietrificate. Da, 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 da. Așa, mai există un traseu sub fosil sau temporar activ. Deci zice așa că uneori se inundă, mai ales primăvara când se topeze pezele sau dacă plouă foarte mult. Iar cel mai de jos, al treilea nivel, este nivelul activ. Activ vine de la râul Ponicova, care o străbate și care a și format-o cu mulți ani în urmă. Deci vizitabil 1750 de metri, dar lungimea totală care este? Da, peștera are o lungime totală de 6203 metri. Nu este cea mai mare din Parcul Național, este a doua, ea fiind întrecută doar de peștera Buhui, care este tot o rezervație naturală și are o lungime de 6545 de metri. Doar că peștera Buhui este rezervație și se intre doar, nu știu, speologii, dacă este, dar nu este turistică, adică nu este destinată turiștilor. Și înălțimea maximă? În peșteră? Da. O avem undeva la 30 și până la 40 de metri, unde avem cel mai înalt cort. Dar este mai în partea din spate. Nicu, aici avem una din multiplele cascade din parc. Ce are special cascada Sumbrac? Păi, în primul rând, este pe drumul care duce, leagă, nu știu, Reșița de Anina și tot pe acest drum poți ajungi și la peștera Comarnic. Adică e o cascadă foarte accesibilă. Sigur că da. La 50 de metri față de drum poți să o vizitezi. Într-adevăr, este cu apă temporară, primăvara, toamna, iarna are. Dar în perioada verii, izvorul seacă. Dar cascada este situată la vărsarea pârâului temporar Sumbrac, uh-huh, în pârâul Toplița, care are o lungime de 400 de metri, o cascadă cu o dezvoltare de 6 metri. Ea are un conținut foarte ridicat de carbonat de calciu, care a și format această depunere de travertini. Uh-huh. Ele, aceste depuneri formează și un habitat prioritar, izvoare petrifiante cu depunere de travertin, care aceste suprafețe la nivel european, fiind foarte reduse, sunt protejate. Este un habitat prioritar. Deci o raritate la nivel european, sigur aici că da, în Parcul Național. Și întâlnim, sigur că în Parcul Național, în zona asta de karst, întâlnim mai multe cascade, dar multe sunt inaccesibile și de asta nici nu le promovăm atât de mult. Asta fiind foarte aproape de drumul auto și de acces, am și semnalizat-o printr-un panou informativ.